Bine v-am găsit! Mă numesc Monica Petre și astăzi vă voi prezenta resursa educațională deschisă, probleme care se rezolvă cu ajutorul inecuațiilor. Vă propun următoarele probleme. Prima. Alex are 3 ani, Ștefania 5 ani și mama lor are 28 ani. Peste câți ani, exprimat printr-un număr natural, dublul sumei vârstelor celor doi copii este mai mare decât vârsta mamei? Demonstrație. Peste X ani, vârsta lui Alex va fi 3 plus X ani, a Ștefaniei 5 plus X ani și a mamei 28 plus X ani. Condiția din problemă se poate scrie astfel. 2 pe lângă 3 plus X plus 5 plus X mai mare decât 28 plus X. Rezultă că, dacă mai facem calculele în paranteză, obținem 2 pe lângă 8 plus 2x mai mare decât 28 plus x. Rezultă în continuare, desfăcând paranteza, că 16 plus 4x mai mare decât 28 plus x, separăm necunoscuta în membru stâng, pentru aceasta îl scădem pe x, 16 plus 3x mai mare decât 28, scădem 16, deci 3x mai mare decât 12. Împărțim totul prin 3 și obținem x mai mare strict decât 4. Deci peste cel puțin 5 ani, dublul sumei vârstelor celor doi copii este mai mare decât vârsta mamei. Problema a doua. Se consideră piramida cu baza un poligon cu n laturi. Determinați n, știind că numărul mochilor este mai mare decât suma dintre 5 și 1 sfert din numărul vârfurilor piramidei. Demonstrație. Dacă baza piramidei este un poligon cu n laturi, atunci numărul vârfurilor este n plus 1 și numărul mochilor este 2n. Relația din ipoteză devine 2n mai mare decât 5 plus n plus 1 supra 4. Înmulțind toată relația cu 4, rezultă că 8n mai mare decât 20 plus n plus 1, scădem n din ambii membri, pentru că vrem să separăm necunoscuta într-un membru, și obținem 7n mai mare decât 21. Împărțim prin 7, rezultă că n mai mare decât 3, deci n este un număr natural egal cu cel puțin 4, 4, 5, 6 și așa mai departe. Problema a treia. Determinați numărul laturilor unui poligon pentru care numărul diagonalelor este mai mare decât dublul numărului de laturi. Am desenat un poligon cu n laturi, A1, A2, AN și diagonalele care pornesc din A1. Pentru început ne propunem să determinăm numărul diagonalelor unui astfel de poligon. Pentru a determina numărul diagonalelor unui poligon cu n laturi, procedăm astfel. Unim A1 cu toate celelalte n-1 vârfuri ale poligonului și obținem segmentele A1A2, A1A3, A1AN. Unind A2 cu toate celelalte n-1 vârfuri ale poligonului, obținem segmentele A2, A1, A2, A3 până la A2, AN. Continuând procedeul, observăm că fiecare vârf poate fi unit cu celelalte vârfuri ale poligonului prin n-1 segmente. Fiind în total n vârfuri, acestea pot fi unite între ele prin n ori n-1 supra 2 segmente. De ce supra 2? Pentru că fiecare segment a fost numărat de două ori. De exemplu, segmentul A1-A4 l-am numărat atunci când am dus diagonalele din vârful A1, dar și atunci când am dus diagonalele din vârful A4. Deci, numărul diagonalelor este egal cu n ori n-1 supra 2 minus n, pentru că printre aceste segmente determinate de câte două vârfuri ale poligonului se află și laturile poligonului, care sunt un număr de n. Aducând la același numitor și făcând calculele, obținem n ori n-3 totul supra 2. Revenim la problema a treia, în care ni se cerea să determinăm numărul laturilor unui poligon, pentru care numărul diagonalelor este mai mare decât dublul numărului de laturi.
Știind că un poligon cu n laturi are n pe lângă n minus 3 supra 2 diagonale, atunci relația din problemă poate fi scrisă astfel. N pe lângă n minus 3 supra 2 este mai mare decât 2n, împărțind totul prin n, care este un număr pozitiv și nu se schimbă sensul inegalității, rezultă că n minus 3 supra 2 este mai mare decât 2, înmulțim cu 2, rezultă că n minus 3 mai mare decât 4, deci n mai mare decât 7. Deci numărul de laturi va fi cel puțin 8. Pentru a exersa, vă propun următoarele probleme. Prima, determinați numerele reale x, pentru care este definit radical din 2x minus 3 radical din 2. Problema a doua, câte numere naturale care dau restul 1 prin împărțirea la 9 sunt cuprinse în intervalul 100-200, închis la 100 și deschis la 200. Și ultima problemă, Alex și Ștefania trebuie să citească o carte de 210 pagini recomandată de doamna profesoară de istorie. Alex citește în medie 15 pagini pe zi, iar Ștefania 25 pagini pe zi. Determinați intervalul de lungime minimă, închis la stânga și deschis la dreapta, cu extremități numere naturale, căruia să-i aparțină numărul de zile în care termină de citit cartea fiecare din cei doi elevi. Atât pentru azi, la bună vedere!